bucurăm tare mult să vă avem în mijlocul nostru. La invitația lui Cristi Nedea, bunul meu prieten, și a lui Mario Grosu, o să spunem o parte, un fragment din Ecleziastul. L-am recitit. E atât de al nostru, cum nu ne închipuim. Există un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a culege. Un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca. Un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi. Există un timp pentru a jeni și un timp pentru a râde. Un timp pentru a voci și un timp pentru a dansa, un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări. Un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ. Un timp pentru război și un timp pentru pace. Așa e? Ce câștig are omul din toată oboseala lui? Faptul că cineva poate mânca, poate bea și poate duce un trai mai bun de pe urma întregii lui posteril, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce face Dumnezeu durează veșnic. La aceasta nimic nu se adaugă, nimic nu se scade. Ceea ce este, există de mult timp. Ceea ce va fi, a existat deja de mult. Iar Dumnezeu va aduce înapoi ceea ce a trecut. Amin. Am mai văzut ceva sub soare. Pe scaunul justiției trona răutatea, iar pe scaunul dreptății trona nedreptatea. Asta mai de mult, nu? Așa? Atunci mi-am zis, Dumnezeu îl va judeca atât pe cel drept, cât și pe cel nedrept. Căci atunci va fi timp pentru orice lucru și pentru orice fapt. Apoi mi-am zis, în ceea ce îi privește pe oameni, Dumnezeu îi încearcă, pentru ca ei să vadă că sunt precum animale, căci soarta omului și soarta animalului sunt una și aceeași, nu? Păi cum moare unul, moare și celălalt. Amândoi au aceeași suflare, iar omul nu are parte de nimic în plus față de animal. Și atunci, totul e deșertăciune. Totul merge în același loc. Totul a fost făcut din țărână și se întoarce în țărână.